De ce chestiunea modificării unui contract de achiziție publică diferă de modificarea unui alt contract? Inițial, directivele europene și legislația românească nu avuseseră în vedere soarta contractului de achiziție după momentul atribuirii și al încheierii. Și abia în 2008, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost cea care, într-o cauză celebră, se numește cauza Pressetext, și-a pus problema dacă modificarea unui contract de achiziție publică ar trebui să cunoască anumite limitări sau reguli. Realitatea este că, mai ales la contractele pe termen lung, sunt situații în care circumstanțele se schimbă și atunci contractul ar trebui adaptat, modificat, dimers pentru a se potrivi cu noua situație de fapt. Însă, în măsura în care este vorba de un contract de achiziție publică, aceasta duce mereu la întrebarea dacă autoritatea ar trebui să modifice contractul existent sau să organizeze o procedură nouă de achiziție pentru diferența, să spunem, între cele două contracte. Și aici se creează un conflict, o tensiune, să spunem, pe de o parte, între eficiență, care eficiența ar însemna de obicei continuarea cu contractantul existent, și concurență, pe cealaltă parte, care ar presupune egalitatea de șanse pentru toți ofertanții. Pentru a rezolva această dilemă, Curtea a pornit de la principiul care stă în spatele întregii legislații a achizițiilor publice, care este acela al asigurării concurenței în măsura cea mai mare posibilă. Și atunci Curtea a dat o greutate mai mare ideii de concurență față de cea de eficiență și a decis că este necesară, este obligatorie reluarea procedurii de atribuire atunci când modificările preconizate sunt substanțiale, sunt modificări care, dacă ar fi fost avute în vedere inițial, ar fi putut duce la un alt rezultat al procedurii. Iar Curtea a dat câteva indicii despre ce ar putea însemna modificări substanțiale. Ulterior, directivele noi din 2014 și legislația, pachetul nostru România de achiziții publice din 2016 au declinat aceste principii într-un set de reguli privitoare la modificarea contractelor de achiziție publică. Care sunt, pe scurt, regulile referitoare la modificarea contractelor? Pe scurt, sunt câteva situații prevăzute de lege. În primul rând avem situația modificărilor, clauzelor de modificare prevăzute în contract, deci așa situație în care autoritatea contractantă a anticipat modificarea și a inclus niște clauze foarte precise și fără echivoc cu privire la astfel de modificări, și atunci modificarea ar însemna de fapt aplicarea acelor clauze de modificare. În al doilea rând avem situația modificărilor care nu sunt substanțiale sub aspect valoric. Dacă valoarea modificărilor este sub un anume prag prevăzut fie de lege, fie prin raportare la valoarea contractului de achiziție publică, ea poate fi făcută fără probleme în principiu. În al treilea rând este situația modificărilor nesubstanțiale, le numește legea, și fără să definească modificări nesubstanțiale, ne spune ce este acea modificare substanțială. Este o modificare care, fie dacă ar fi fost avută în vedere inițial, ar fi condus la un alt rezultat al procedurii, sau care debalansează contractul în favoarea contractantului, sau o modificare care ar putea să conducă la extinderea semnificativă a obiectului achiziției publice. Aceste modificări semnificative nu sunt permise a fi realizate printr-o modificare. Și mai sunt câteva alte situații care altfel ar fi reprezentat modificări substanțiale, dar pe care legea le permite cu titlul de excepție din rațiuni economice. De exemplu, dacă este necesară achiziția suplimentară de produse sau de servicii, de lucrări, dar ea nu ar putea fi realizată de la altcineva decât contractantul inițial, fie pentru că schimbarea contractantului nu e posibilă din punct de vedere tehnic, să zicem, fie pentru că dacă l-am schimbat ar fi foarte costisitor pentru autoritatea contractantă. Mai este varianta în care se schimbă circumstanțele în care este executat contractul și atunci contractul pur și simplu trebuie adaptat acestei schimbări de circumstanțe, dar cu condiția ca această schimbare să fi fost impredictibilă pentru o autoritate contractantă diligentă, deci să fie cu adevărat o schimbare neașteptată, impredictibilă a circumstanțelor, sau se poate să fie vorba în final de chiar de schimbarea contractantului, care ar putea fi permisă pe această cale, dar numai în anumite situații pe care legea le prevede expres.
orice alte cazuri care nu s-ar încadra în aceste tipologii, să le spunem, trebuie să conducă la reluarea procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă. Cu toate acestea, există probleme prezente în legătură cu modificarea contractului de achiziție publică. Care ar fi cauza? Într-adevăr, există probleme. În februarie 2018, Comisia Europeană a publicat un ghid pentru achizițiile publice realizate din fonduri europene și din acel ghid aflăm că una din cele mai comune și cele mai grave, ne spune Comisia, erori în ale autorităților contractante este tipul de eroare legată de modificarea contractelor de achiziție publică, altfel decât este permis de lege. Și tot Comisia ne spune că acțiunile de audit ale procedurilor de achiziție tind să se concentreze, să acorde o atenție foarte mare modificărilor intervenite ulterior pe parcursul contractului. Cauza este probabil legată de faptul că această procedură de modificare în realitate nu este deloc simplă. Cazurile pe care le-am enumerat foarte pe scurt se bazează pe o serie de condiții, fiecare dintre ele. Fiecare condiție are un anumit conținut economic și juridic. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, situația concretă în care se află o autoritate contractantă poate să varieze foarte mult, infinit probabil. Și atunci pentru autorități este foarte dificil probabil să muleze un caz concret pe o formă legală care la rândul ei este complicată. Iar o dovadă, aș zice, în acest sens, este că anul trecut Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice a emis o instrucțiune despre cum se pot face modificările la contractele de achiziție publică, instrucțiune care se întinde pe 16 pagini pentru a explica un singur articol de lege. Ceea ce înseamnă că este într-adevăr o problemă complicată. Ca să dau și un exemplu concret, legea ne spune că extinderea semnificativă a obiectului contractului reprezintă o modificare substanțială care nu ar putea fi făcută în acest fel. De unde s-ar putea trage concluzia că reducerea obiectului contractului n-ar trebui să reprezinte o problemă? Dar chiar și reducerea obiectului contractului poate să reprezinte o modificare substanțială, pentru că dacă ar fi fost avut în vedere inițial, poate ar fi condus la participarea la procedură și a unor întreprinderi mai mici, întreprinderi care au fost împiedicate să participe tocmai din cauza obiectului lărgit, să spunem, al achiziției inițiale, și astfel iată că este afectată concurența. V-aș întreba, cum a reacționat piața la aceste reguli de modificare a contractelor? Experiența noastră este diferită de cea a Comisiei Europene, în sensul că noi nu am întâlnit situații în care părțile au intrat în mod pripit, să spunem, în modificări ale contractului, ci dimpotrivă, situația cu care ne-am întâlnit noi mai des este cea de blocaj, este situația în care autoritățile contractante sunt reticente în a consimți o modificare, chiar dacă condițiile legale pentru acea modificare ar fi îndeplinite. Tot cu titlul de exemplu, am avut situația în care la baza contractului stătuse un studiu de fundamentare întocmit în 2011, între timp se modificase legislația, a fost să introdusă o nouă taxă care trebuia avută în vedere. Existau, spuneam noi, toate argumentele legale și contractuale pentru a modifica contractul și a lua în considerare această nouă taxă, și totuși autoritatea contractantă a fost reticentă, nu a vrut să o facă. Noi credem că este vorba și de o anumită teamă, poate, față de consecințele posibile ale unei greșeli. V-aș întreba, care sunt totuși riscurile în situația în care contractul este modificat cu încălcarea regulilor stabilite de lege? Riscurile sunt, în primul rând, cele care vin din acțiunile de audit și de verificări care pot fi făcute de organismele europene și naționale, precum Curtea de Conturi. Astfel de acțiuni pot să conducă la măsuri precum corecțiile financiare sau obligația de a recupera anumite sume cheltuite nelegal, să zicem, ar putea spune Curtea de Conturi.
și autoritatea contractantă este în prima linie la aceste riscuri, pentru că este răspunderea autorității contractante, este obligația ei să se asigure că procedura de modificare este legal efectuată. Dar aceasta nu înseamnă că contractantul ar fi lipsit de riscuri, pentru că legea include o prevedere potrivit căreia, în situația în care contractul a fost modificat cu încălcarea prevederilor legale, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul inițial. Și este cu siguranță foarte probabil ca autoritatea contractantă să-și exercite acest drept în urma unei acțiuni de audit, care să fi constatat că modificarea nu a fost făcută în mod corect. Ei bine, denunțarea contractului inițial îl pune pe contractant în situația riscantă de a pierde nu doar modificarea, ci întreaga relație contractuală cu autoritatea contractantă. Și acesta este motivul pentru care și partea privată, să spunem, într-un contract de achiziție publică trebuie să acorde o atenție la fel de mare procedurii de modificare. În aceste condiții, ce ar putea face autoritățile contractante și contractorii pentru a se proteja de astfel de riscuri? Probabil că autoritatea contractantă ar trebui să aplice principiul paza bună trece primejdia rea încă de la momentul inițial, ceea ce înseamnă că autoritatea trebuie să încerce să anticipeze pe cât posibil și să conceapă documentația de atribuire și contractul inițial pentru a minimiza necesitatea modificărilor, iar dacă nu poate să le elimine, atunci să încerce pe cât posibil să le anticipeze, să le prevadă și să stabilească acele clauze de revizuire a contractului de care spuneam mai devreme și care să-i permită apoi o modificare facilă a contractului. Aceasta ar fi situația ideală. Dacă nu suntem în această situație ideală, cred că ar trebui să pornim de la bunul simț juridic și economic și de la întrebările precum dacă această modificare ar fi fost inclusă inițial, ar fi condus la o altă soartă a procedurii sau la o altă participare. Dacă, dimpotrivă, o includem acum, se modifică cumva coordonatele principale ale contractului pe care îl avem. Iar apoi, pornind de la aceste întrebări, trebuie totuși făcută totdeauna o analiză concretă a fiecărei situații în parte. Pentru că, din păcate, nu cred că o rezolvare principială ar putea fi vreodată de ajuns. Întotdeauna este necesar o analiză de la caz la caz concretă și, în concluzie, ambele părți trebuie să acorde situații de modificare a contractului aceeași atenție și aceeași diligență pe care au acordat-o și procedurii inițiale.